După o pauză de circa 3 ani, interval în care cantina studențească a fost închisă din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat agentul economic privat ce o avea în administrare, Universitatea din Pitești a redeschis cantina. Studenții vor avea astfel posibilitatea de a lua masa chiar în campusul din zona Gheorghe Doja. Pentru studenți și pentru comunitatea academică e o surpriză oarecum anunțată. Ei se așteptau că se va întâmpla, poate nu se așteptau că se întâmplă așa repede. Noi aveam ca țintă 1 septembrie, 1 octombrie, hai să începem. Am reușit pe urmanța să renovăm, să reparăm, să reechipăm totul, încât iată, astăzi, 8 iulie, cantina funcționează. Beciul cantinei este și el renovat aproape la gata. A fost un efort extraordinar pentru Beci, pentru că era într-un hal fără de hal. Acum zic că sunt premisele optime pentru a putea oferi studenților noștri, așa cum ne-am propus, o masă, 3 feluri, în maximum 10 lei. Primul meniu servit studenților și invitaților a fost unul deosebit de generos și a costat doar 9 lei. Avem o ciorbă de perișoare, avem pulpă de pui, ca și garnitură avem broccoli cu orez basmatic, mai avem cartofi gratinați cu rozmarin și salată de varză cu morcov, prăjitură, pâine, suc, apă. Cei care au luat primii masa la cantina UPIT s-au arătat pe deplin mulțumiți. Destul de bună idee, mai ales că ar completa tabloul facilităților oferite de Universitatea din Pitești. E un avantaj pentru studenți, pentru că între cursuri pot servi prânzuri și masa destul de consistentă. Mâncarea cum ți se pare? Destul de gustoasă, destul de bună, deci totul chiar în regulă.